Întâlnirea dintre Iisus, Iair și femeia cu hemoragie este relatată de trei evangheliști. Între Matei pe de o parte și Marcu și Luca de cealaltă parte, apare o contradicție, sunt de părere unii. Matei spune așa în capitolul 9, fica mea adineori a murit, dar vino de-ți pune mâinile peste ea și va învia. De cealaltă parte, Luca și Marcu spun ceva de felul următor. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Există vreo explicație? Eu cred că da. Neconcordanța nu trebuie confundată cu contradicția. Trebuie să ținem cont de faptul că două afirmații pot să difere una de cealaltă, fără însă a fi contradictorii. Există o diferență între contradicție și deosebire. Să încercăm să explicăm această aparentă contradicție, sau mai bine zis, deosebire între relatări. Matei, de exemplu, este foarte selectiv cu narațiunea. El folosește doar 9 versete pentru a descrie această întâlnire. Pe când Marcu folosește 23 de versete, iar Luca 17. Foarte posibil că Iair a avut două intervenții înaintea Domnului Iisus, lucru care ar putea explica deosebirea între relatări. În ce fel? În felul următor. În prima intervenție, Iair îi spune lui Iisus că fica lui trage să moară. Apoi, Iisus este întrerupt de femeia cu scurgerea de sânge, are loc tot dialogul cu ea, timp în care Iair este informat de către slujitorii săi cum că fica lui murise. Așa că Iair revine în dialog și îl cheamă din nou pe Iisus spunându-i, fica mea adineori a murit. Vino, dar de-ți pune mâinile peste ea și va învia. Foarte posibil că Matei relatează întâlnirea doar de la acest al doilea moment al dialogului între Iair și Iisus. Este o deosebire de relatări, nu o contradicție. Apoi, Matei urmărește relatarea minunii. Să nu uităm că Matei scrie iudeilor și știm foarte bine, iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune. Scopul lui Matei era să demonstreze acestora puterea lui Iisus din minunile sale. De aceea, el nu insistă pe detaliile întâlnirii, ci pe minunea învierii în sine. Lecțiile de viață, oricum ar fi, lecțiile de viață din această întâlnire nu se împuținează. Să intrăm în text și să încercăm să vedem ce putem învăța din această întâlnire. Atunci, spune textul, a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. De pe vremea lui Ezra, un grup de 10 familii de iudei putea fonda o sinagogă locală, un lăcaș de închinare și școală. Acolo, în timpul săptămânii, în sinagogă, în timpul săptămânii, băieții evrei erau învățați legea și religia iudaică. În fiecare sabat, bărbații evrei se adunau la sinagogă ca să asculte învățătura ce venea din gura unui rabin invitat. Fruntașul sinagogii avea în responsabilitatea lui organizarea serviciilor de închinare din timpul sabatului, a școlii de peste săptămână și partea administrativă a întregului complex. Cei mai mulți fruntași de sinagogă aveau legături strânse cu fariseii, așa că era foarte probabil ca aceștia să fi fost obiectul presiunii fariseilor să țină distanța față de Iisus. Ei bine, cu acest mic context, haideți să încercăm să înțelegem întâlnirea aceasta și să învățăm ceva din ea. Dintr-un început se subliniază că gestul făcut de Iair era nu numai neobișnuit, ci și un mare act de respect și de încredere arătat lui Iisus. Situația îi scăpase de sub control. Fica lui de 12 ani, la vârsta maturității în cultura de atunci, era pe moarte. Nimeni nu mai putea ajuta. O întrebare aplicativă pentru noi?
Măcar atunci când lucrurile îți scapă de sub control, ești gata să mergi la persoana potrivită în ciuda presiunilor din preajma ta? Pe Iair îl împiedica poziția socială, funcția, partidul. Pe tine, ce te împiedică să îngenunchezi înaintea lui Iisus? Iair a trecut peste obstacolul poziției sociale și a presiunilor din partea partidului său. Probabil că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne întreabă, tu ai puterea să treci peste astea ca să vii să îngenunchezi înaintea lui Iisus? Încrederea lui Iair era un act de credință în Iisus. Ascultați cum spune: fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Ce învățăm de aici? Cu atitudine potrivită și cu încredere în bunătatea lui Iisus, putem apela la El. Să nu uităm că bunătate nu înseamnă întotdeauna ceea ce nouă ne cade bine, ci ceea ce Dumnezeu știe că ne face bine. Să nu uităm că există un bine bun, există un bine rău, există și un rău bun și există și un rău rău. Povestea întâlnirii dintre Iisus și Iair se întrerupe aici și se inserează o altă povestire. Oare de ce, am putea să ne întrebăm? Doar pentru că așa s-au întâmplat lucrurile cronologic? Poate că da, dar poate că mai este un scop în spate. De ce autorul Scripturii le îmbină cele două povestiri? Nu putea să folosească întâlnirea cu femeia cu scurgerea de sânge separat? Eu cred că pe lângă evenimentul cronologic mai era un scop în spate, un scop didactic. Este ceva învățătură din acest ic al povestirii introdus aici. Și anume, nu da voie nici unui obstacol să te rețină de a te apropia de Iisus, de a-i cere vindecarea. Și aici nu mă refer la vindecare fizică. Ascultați cum se întrerupe povestirea. Iair trece peste obstacolul poziției sale. Povestirea se întrerupe și vedem o altă persoană care trece peste obstacolul întâlnirii cu Iisus. Și după el mergea mult norod și îl îmbulzea, continuă textul nostru. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Obstacolul femeii era unul legislativ. În Levitic 15, de la 25 la 27, se stipula faptul că o persoană afectată de o astfel de hemoragie era necurată și oricine se atingea de ea era necurat. Legea îi interzicea să se atingă de vreun om și totuși ea se împinge în mulțime ca să se atingă de haina lui Iisus sau mai exact de la ciucurii de la șalul lui Iisus. Oare nu găsim ceva învățătură aici? Eu cred că da. Uneori și noi avem sentimentul că problemele noastre sau status quo-ul nostru ne interzic să apelăm la Iisus. Te gândești că ești prea rău? Că nu te califici? Sau că nu se cade? Sau ești mult prea sofisticat? Nu te poți coborî la nivelul cerșetoriei? Oare nu cumva există ceva obstacole în viața ta care te împiedică să te apropii de El? Lecția de viață ar putea suna în felul următor: nu lăsa niciun obstacol să te țină departe de mila Lui. Credința nu se lasă biruită de obstacole. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi, ne spune Petru. De 12 ani femeia aceasta era bolnavă. De ce mențiune aceasta? De ce ne se spune de câți ani era bolnavă? Poate pentru simplul fapt de a fi o încurajare pentru toți aceia care de ani de zile se luptă cu o boală, cu o durere, cu o neîmplinire și se pare că Dumnezeu nu răspunde. Lecția de viață pentru noi din această întâmplare?
Nu-ți pierde speranța și nu înceta lupta. Dumnezeu poate schimba o situație chiar de neschimbat în ochii omului. Textul continuă în felul următor. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nici o ușurare. Ba încă îi era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi vindeca. Pentru o evreică, nimic nu putea fi mai rău. Nici o părticică a vieții ei nu rămăsese neatinsă. Sexual, trebuia să stea departe de soțul ei. Matern, nu-și putea nici măcar mângâia copiii. Casnic, orice pat, orice obiect pe care ea ședea era necurat și oricine îl atingea se făcea necurat până seara, conform legii. Fizic, trebuia să fie epuizată. Social, marginalizată. Spiritual, nu era îngăduit să intre în templu. Aceasta era starea femeii. Pe când ajunge la Iisus, el era înconjurat de mulțime. Dacă aș putea să-i ating haina, se gândea ea, voi fi vindecată. Riscantă decizie. Ca să-l atingă pe Iisus, trebuia să-i atingă și pe ceilalți care îl îmbulzeau pe Iisus. Ce putem spune despre credința aceasta a ei? Ce putem spune despre credință din acțiunea acestei femei? Ea a crezut că puterea lui Iisus de a vindeca era atât de uimitoare, încât chiar și o simplă atingere a hainei sale ar conduce la o vindecare imediată. Ce putem spune despre credința ei? Credința te împinge la acțiune. Credința adevărată te împinge la fapte, la acțiune. Ce mai putem spune? Mai putem spune încă un lucru. Mai putem spune că această credință nu era totuși una matură. Și aceasta este din faptul că ea credea că o asemenea atingere era necesară și că Iisus nu va observa acest lucru. Ce învățăm de aici? Învățăm că Dumnezeu onorează credința ta, chiar așa imatură sau naivă cum este. Poate că te afli în starea în care de 12 ani te lupți cu o boală, cu o înfrângere, cu o nemulțumire generalizată, cu un puternic sentiment al eșecului și intuiești că ai șanse de eliberare dacă te atingi de poala hainei lui Iisus. Ei bine, până nu te pornești la drum prin mulțime, intuiția ta nu se dovedește a fi credință. Abia când dai la o parte obstacolele și te atingi de el, vei avea parte de vindecarea ce vine de la el. Și încă un lucru. Dacă ne uităm la text și încercăm și o interpretare alegorică a pasajului, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ar mai putea vorbi unora dintre noi. Observați cu atenție. Mulțimea îl îmbulzea, femeia îl atingea. Mulți oameni vin și stau în preajma lui Iisus, ba chiar îl îmbulzesc cu curiozitatea lor, sau îi caută prezența așa pentru divertisment, sau pentru liniștirea sufletească, că și-au făcut și datoria aceasta spirituală. Poți fi într-o biserică, poți face parte dintr-o adunare mare, Iisus să fie prezent acolo, dar tu să nu-L atingi prin credință. Sunt prea mulți astăzi, chiar în bisericile noastre, care sunt familiarizați cu Iisus, dar netransformați de El. Se îmbulzesc în El ca să mai vadă o minune, dar nu se ating de El ca să le fie vindecat sufletul. Continuarea o știm.
Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a vindecat de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis: cine s-a atins de hainele mele? Oare nu a știut Iisus cine s-a atins de el? Și dacă nu a știut, ceea ce e puțin probabil, de ce o cheamă pe femeie la vedere? Eu cred că și aici găsim învățătura. De ce o cheamă la vedere? Din două motive. Unu, Domnul Iisus voia să o învețe un lucru foarte important. Și anume, nu poala hainei sale conținea puteri magice. Nu atingerea de ciucurii de la șal au vindecat-o, ci credința ei în Iisus și în puterea Lui. Răspunsul Domnului Iisus confirmă acest adevăr. Fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii vindecată de boala ta. Observăm că Iisus o scoate la vedere ca să o învețe niște lecții. Iisus îi se adresează cu afecțiune și o răsplătește pentru credința ei. Lecția de viață? Dumnezeu îți onorează credința ta, chiar așa naivă cum este. Te ia de la nivelul de unde te afli și te conduce la o înțelegere corectă a credinței. De ce Domnul Iisus vrea să o scoată la vedere? Pentru că voia să o învețe acest lucru foarte important. Nu poala hainei conținea puteri magice, ci credința în Iisus și în puterea Lui era cea care o vindeca. Dar mai este un al doilea motiv pentru care Domnul Iisus o scoate la vedere. Domnul Iisus voia să învețe și mulțimea cu privire la un aspect crucial al persoanei și al lucrării sale. Conform legii mozaice, orice om care era atins de o femeie cu astfel de hemoragie era declarat necurat. Și acum gândiți-vă, prin atingerea femeii cu scurgerea de sânge și aducerea gestului ei la vedere, Iisus se expunea pe sine. Anunța că a fost făcut necurat de atingerea ei, dar, de fapt, prin curățirea femeii, Iisus face o declarație extraordinară. Declarație pe care mulțimea trebuia să o audă. Și anume, orice om necurat care se atinge de mine, zice Iisus, nu mă necurățește, ci dimpotrivă eu îl curățesc. Grozavă afirmație. Conform legii, dacă un om necurat se atinge de un om curat, acela devine necurat la rândul lui. O femeie necurată se atinge de Iisus curat. Numai că Iisus spune, orice om necurat care se atinge de mine nu mă necurățește, ci eu îl curățesc pe el. Păcatele voastre aruncate asupra mea nu mă murdăresc, ci eu le voi curăți de pe voi. Eu le rezolv. Din mine va curge o putere în toți aceia care își vor arunca păcatele lor asupra mea și eu îi voi vindeca, îi voi mântui. Grozavă declarație, indirectă, dar foarte puternică. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărăderile noastre. Pedeapsa care dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Întâlnirea lui Iisus cu femeia se încheie cu aceste lecții de viață și continuă de unde am lăsat-o cu Iair. De ce icul acestei povestiri într-o altă povestire? Odată pentru că cred că dorește să ne învețe ceva cu privire la obstacolele care stau în calea întâlnirii cu Iisus. Obstacolul întâlnirii lui Iair cu Iisus era poziția social-religioasă. Obstacolul femeii era unul legislativ, legea mozaică îi interzicea aceasta. Amândoi, atât Iair cât și femeia, trebuiau să treacă testul credinței. A-ți spune credința în Domnul Iisus nu este un fapt, un proces lipsit de obstacole. Iată o lecție pentru noi.
Și cred că ar mai fi încă un motiv pentru intercalarea povestirilor. Ascultați cum continuă relatarea. Pe când vorbea el încă cu femeia, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Imaginați-vă și înțelegeți scena. Iisus pornise spre fiica lui Iair, care trăgea să moară. Pe drum se oprește, își ia timp pentru a se ocupa de o femeie bolnavă de 12 ani. Și nu cu viața în pericol. Ce putea fi în inima fruntașului? Of, de ce se oprește acum? Fiica mea trage să moară. Doamne, acum sunt lucruri mai importante decât dialogul acesta. Doamne, femeia aceasta de 12 ani este bolnavă. Ce contează dacă mai stă încă o jumătate de oră? Nu-i timp. Vino, te rog. Situația e critică cu fiica mea. Oare nu cumva răbdarea lui Iair era pusă la încercare? Sau încrederea lui? Oare nu cumva indirect Domnul Iisus alege să se oprească să dialogueze cu femeia? Ca să-l învețe pe Iair o altă mare lecție de viață? Ce-o fi fost în inima lui Iair când a auzit vestea? Știind că Iisus întârziase din pricina unei probleme minore. Ce s-o fi gândit? Și acum mă întreb și vă întreb. Oare nu face Dumnezeu la fel și cu noi? Când suntem mai agitați și mai nerăbdători, Dumnezeu își ia timp să mai facă ceva ca să ne testeze încrederea în El. În alte cuvinte ne spune și îți spune: stai liniștit, cu mine ai vreme, nimic nu-mi scapă de sub control. Eu îmi țin promisiunile. Dar Iisus, continuă textul nostru, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Lecția de viață? Ar putea fi aceasta? Când lucrurile sunt pierdute definitiv din punct de vedere omenesc, la Dumnezeu mai există speranță. Dacă situațiile în care te afli sunt deznădăjduite, nu uita că Iisus poate face imposibilul posibil. S-ar putea ca Dumnezeu să trebuiască să-ți spună acest lucru în acest moment al vieții tale. Fiica ta a murit? Lucrurile sunt încheiate din punctul tău de vedere? Domnul Iisus poate face chiar imposibilul posibil. Poate este un cuvânt pentru tine. Și ascultați continuarea întâlnirii. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ea doarme. Fetița era moartă, dar Iisus se folosește de imaginea somnului ca să indice că condiția fetei este temporară și că va fi remediată. Ne întrebăm, de ce se joacă Domnul Iisus cu cuvintele în felul acesta? Nu putea să nu zică nimic legat de adormirea fetei și pur și simplu să o învieze? Nu ar fi fost minunea mai puternică și mai de efect? A înviat-o din morți, n-a sculat-o din somn? Doar cei din casă erau convinși că este moartă. Nu trebuiau convinși că ea doarme? Apoi, să scol pe cineva din somn este mult mai ușor decât să scol pe cineva din morți. Și eu pot scula pe cineva din somn destul de ușor. De ce Iisus se joacă cu cuvintele acestea? Metafora adormirii avea o țintă mai lungă, avea conotații teologice avansate. Și anume, moartea fizică nu este sfârșitul vieții. Ceva mai urmează. Moartea este doar o adormire. Urmează o trezire în viața veșnică sau pedeapsa veșnică.
ne sună ca un ecou cuvintele Apostolului Pavel din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Iisus încerca să-i mângâie pe toți care jeleau acolo. Fetița doarme. Moartea nu este ceva permanent, nu este sfârșitul vieții, ceva mai urmează. Cei adormiți în Hristos se vor trezi din nou în dimineața învierii. Biblia de fapt vorbește despre trei tipuri de moarte: moarte fizică, moarte spirituală și moarte eternă. Moartea fizică se referă la trup, este separarea trupului de suflet. Moartea spirituală se referă la suflet, este starea spirituală în care se află cineva înainte de mântuire. Este starea în care oamenii sunt morți în păcatele lor și în greșelile lor. Poți fi viu din punct de vedere fizic, dar mort din punct de vedere spiritual. Ești mort în timp ce trăiești. Aceasta este moartea spirituală. Și apoi Biblia vorbește de moartea eternă, care se referă tot la suflet. Este o consecință a complacerii în moartea spirituală. Este condamnarea eternă asupra tuturor acelora care, în cursul vieților fizice, nu au trecut de la moarte la viață. Nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Aceasta este numită și moartea a doua în cartea Apocalipsa. Și acum, privind la aceste trei morți, putem gândi în felul următor. De una din aceste trei morți nu pot scăpa, și anume moartea fizică. Dar de două dintre ele pot scăpa. Cum pot scăpa de moartea spirituală și în consecință de cea eternă? Împăcându-te cu Dumnezeu, venind la Iisus Hristos, căutând să-L atingi prin credință, abandonându-te în mâinile Lui, ascultând de El întreg restul vieții tale, luându-L, primindu-L ca și mântuitor și domn al vieții tale. Astfel poți scăpa de moartea spirituală și în consecință de moartea eternă. Dacă în viața ta ai parte de o singură naștere, cea fizică, vei avea parte de două morți. Dacă în viața ta vei avea parte de două nașteri, cea fizică și nașterea din nou, vei avea parte de o singură moarte. Țineți minte, o naștere, două morți. Două nașteri, o singură moarte. Cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. De aceea cred că Domnul Iisus alege să vorbească despre adormirea fetei și nu de moartea ei. Situația nu este fără ieșire. Și uitați-vă cum continuă istoria. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe toți cei ce-l însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. Și astăzi mulți oameni își bat joc de afirmațiile și pretențiile Domnului Iisus. Multora li se par ridicole. De fapt, Dumnezeu a ajuns un fel de persona non grata, chiar în universul Lui. Dar nu va mai trece multă vreme până când și-L va revendica definitiv. Batjocoritorii nu au parte de manifestarea puterii lui Dumnezeu. Iisus i-a scos afară atunci și va scoate afară și la finalul istoriei actuale. Acolo, în camera unde zăcea copila, se întâmplă următorul lucru. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tradus înseamnă: Fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți.
Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta. Și-a zis să dea de mâncare fetiței. Întrebarea care ne punem este, de ce? De ce această mențiune? De ce Iisus face aceste lucruri? Batjocoritorii nu merită mărturia puterii Lui, manifestarea puterii Lui. Îți bați joc de El și de afirmațiile Lui? Nu vei avea parte de manifestarea puterii Lui. Te va scoate afară. Batjocoritorii nu merită mărturia puterii Lui. Lasă-i să creadă faptul că era doar adormită. Oricum nu le folosește la nimic. Apoi, învierea aceasta este atât de reală încât se poate verifica prin faptul că fetița poate chiar mânca. Nu este o arătare, o vedenie, ceea ce se întâmplase acolo. Ea a înviat efectiv. Și acest lucru se putea confirma dându-i se să mănânce. Câteva concluzii la această întâlnire dintre Iisus și Iair și femeia cu hemoragie. Viața ta de creștin a început odată cu credința ta și va continua să se dezvolte pe măsură ce îți pui credința în acțiune. Dumnezeu este mișcat de un singur lucru, credința care se manifestă în fapte. Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu nimic. Numai un Dumnezeu prăpădit și sărac poate fi cumpărat cu zeciuielile noastre. Numai un Dumnezeu egoist poate fi impresionat de durerile ce ni le-am putea produce pentru a fi primiți de El. Numai un Dumnezeu capricios poate fi satisfăcut de sacrificiile noastre. Numai un Dumnezeu fără inimă ar vinde mântuirea celui ce oferă mai mult. Și doar un Dumnezeu măreț și bun face pentru copiii Lui ceea ce ei, copiii, nu pot face pentru ei înșiși. Două întâlniri cu Iisus care aduc un cuvânt de încurajare. Nu te teme, crede numai. Lucrurile prin care treci pot fi depășite prin credință cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi, un cuvânt de descoperire. N-a murit, ci doarme. Situația ta cea grea este temporară și rezolvabilă. Apoi, un cuvânt de iubire și putere. Fetițo, scoală-te! Dumnezeu va interveni în mod personal în problema ta. Apoi, un cuvânt al preocupării tandre. Dați-i ceva de mâncare. Dumnezeu va privi peste tine și îți va purta de grijă, atât în cele cerești, cât și în cele pământești.